Fii smart pe energie chiar la tine acasă. Urmărește seria de tips and tricks pregătite de specialiști din diferite domenii și împărtășește și tu obiceiurile bune cu familia ta. V-ați întrebat vreodată care este diferența dintre panourile fotovoltaice și cele solare? Ambele au de-a face cu energia soarelui, cu lumina și sunt montate de obicei pe acoperiș. Diferența majoră este următoarea. Panourile solare produc apă caldă pe care o folosim pentru a ne spăla pe mâini, pentru a încălzi o clădire, iar panourile fotovoltaice produc energie electrică pe care apoi o consumăm cu diverse electrocasnice. De câte panouri fotovoltaice am nevoie și de câte panouri solare? Este necesară folosirea ambelor sisteme? Acestea sunt întrebări la care va răspunde specialistul, inginerul, proiectant de instalații, care va face un calcul ținând cont de orientarea clădirii, de consumatori, de funcțiunea clădirii și va face o recomandare din care vor rezulta numărul de panouri și tipologia acestora. Fii smart pe energie,